Bună seara, stimați telespectatori! Sunt Nelu Iovescu și vă spun bun găsit la emisiunea Glasul Tribunei, realizată de către Televiziunea Arad în colaborare cu Asociația Județeană de Fotbal Arad. Această emisiune este ușor tematică, adresată în special oamenilor de fotbal, dar nu numai. Oamenilor implicați la echipele de fotbal, pentru că vom vorbi în special despre platforma Fotbal Connect, iar persoana cea mai potrivită cu care se poate discuta acest subiect este domnul Marius Măcinic. Bună seara, Marius, și îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră. Bună seara și dumneavoastră și tuturor care se uite. Marius, ești persoana un pic mai puțin vizibilă de la AGF. Te rog să-ți faci așa o scurtă sau mai lungă prezentare, cum vrei, despre activitatea ta de la AGF. Vizibilă pentru că stau în spate tot timpul, un birou din spate în care se fac carduri, se fac un fel de zi sau o mică uzină, să zic așa. Chiar vorbeam cu colegii de la federație și mă întreba că ce faci, tot la uzină? Zic da, tot la uzină, că și ei la fel fac aceeași chestie. Da, nu știu, vin din 2008, sunt la AGF, am fost, să zic așa, racolat de către Adi Lucaci, da? Ne știam dinainte cu el, pentru că am fost 8 ani de zile am fost cu diverse posturi, vicepreședinte, președinte, delegat la Păulișana Păuliș. Chiar când am început să intre, să zic așa, în Liga 4, să zic, nu am mai plecat de acolo din perioada asta, atunci am luat rolul ăsta de, să zic, de organizare și așa mai departe. Deci tu ai dus pe Păulișana în Liga 4? Nu, eu am fost atunci, dar au avut niște probleme și atunci a trebuit, cum să zic, la îndemnul, de exemplu, fiului fostului primar Nicoară, da? Care m-a rugat dacă pot să mă ocup puțin. Eram colegi atunci la Păuliș, eram profesor la Păuliș și eu sunt din Arad, că foarte mulți mă întreabă dacă sunt din Păuliș. Nu, sunt din Păuliș, eu sunt din Arad, născut în Arad, n-am nicio treabă, doar că am fost profesor atunci. Eram profesor de istorie, nu aveam treabă cu sportul sau cel puțin atunci. Și m-a rugat frumos să... dacă pot să ajut, cel puțin să țin contactul cu AGF-ul. Și atunci am intrat pur și simplu cu, să zic așa, să iau contact cu partea asta de carduri, de vize, de tot ce înseamnă AGF. De atunci am început o colaborare cu ei, am prins pe domnul Adi Luca și am avut o colaborare foarte, foarte bună și îl apreciam pentru ceea ce a început el să facă. Așa și cam acesta a fost începutul, să zic așa, da, parcursul meu până ca Adi să vină să... cum am zis, să mă racoleze lângă el, să zic așa. De atunci am început să lucrez, să fac carduri. A fost foarte greu, cel puțin din punctul meu de vedere, ai foarte, foarte mult de învățat. Deci nu poți să înveți în jumătate an, un an. Tu care sediul ai prins al AGF-ului? Aici. Eu l-am prins aici. Aici, de aici. Da, da. Cea, să zic așa, am fost racolat de Adi Lucaș, dar a fost la îndemnul lui Răzvan Cadăr. Răzvan Cadăr îl știam de ceva timp, adică îl știam de mult înainte, jucam fotbal împreună la sală și na, ne știam, știam cine unul cu altul, știam ce fac, știa ce fac și așa am ajuns, să zic așa, să iau prim contact cu AGF-ul și, bineînțeles, colegul meu, domnul Sfăt, să trebuie să-l amintesc, l-am avut atâta timp coleg, na, și cu el. Și de la el am învățat foarte multe, de aia zic că na, am avansat, să zic, foarte bine. Numai că jucători ține aminte și care nu mai jucau fotbal. Da, da. Fotbal la nivel competițional ai jucat? Nu, la nivel de junior, doar la nivel de junior. Am început la CSS Gloria cu domnul Curuțiu. Iar asta mă gândeam că am fost tot așa. Au venit domnul Curuțiu, a venit în... recrutatul domnul Curuțiu. A venit în generală, în curte și ne aduna de pe acolo. Ceea ce acum, de exemplu, poate nici nu se mai face așa ceva, să mergi în curtea școlii, să vezi cum sau acasă să fie organizat un profesor de sport și așa mai departe, care nu se face. Nu cred că se mai face așa ceva. Majoritatea invitațiilor așa de vârsta mea, chiar și a ta, că tu ești mai tână, care au prins vremurile alea, își aduc aminte că au avut de-a face cu oameni care au venit, profesori, antrenori, da, care au venit prin școli și i-au, da, căutau... adunau grupuri de copii de, da, exact, și încercau să adune de aceeași vârstă, de aceeași an, ca să poată să formeze aceleași grupe și să știți că de acolo s-au format foarte mulți jucători de fotbal. Să știi, chiar și la Ususău au venit, am mai povestit cu altă ocazie, a venit un antrenor de la Voință, de la Caica Noe. Deci da, da, da. Au fost. Hai, un pic detaliază activitatea ta sau
care e traseul de urmat de un de o legitimare, de exemplu. Cap, coad, așa, să zicem, la Liga a 6-a, trecem așa, Liga a 6-a, Liga a 5-a și apoi Liga a 4-a, că e mai complex un pic. Bun, în primul rând, ca pe partea de legitimare, în primul rând să vină cu acte. Și să fie întocmite cât mai corect. Cât mai corect, întocmite. Ceea ce, de exemplu, acum este o chestie, în regulament spune clar. Dacă se văd greșeli pe un document, pe un acord de legitimare, pe un contract, da? Nu se iau în calcul, dar se întâmplă. Acum, la nivelul nostru, e greu să fie chiar țiplă. Câteodată citeți sau nu citeți. Dar încercăm să le ducem să fie cât mai clare. De ce spun asta? Pentru că de multe ori se întâmplă, se încurcă data de transfer, de exemplu, sau data de contract. Da? În 2025 sau în 2026 se schimbă foarte mult la parcursul unui jucător la clubul respectiv. Da? Pentru că de multe ori se încurcă. O cifră greșită îți încurcă parcursul. Adică tu nu mai știi. Da, fiecare scrie mai citesc sau nu. Sau mai lizibil sau ilizibil și atunci... Tot timpul cu afiliații, chiar la Liga 6, Liga 5, Liga 4, îndemn să folosească calculatorul, pentru că e mult mai ușor ca să faci. Toate, de exemplu, toate transferurile sau modelele de transfer sau modelele de contract se află pe site-ul AJF, se poate lua de acolo dacă este cazul, sau dacă nu poți să descarci sau se întâmplă ceva, putem să le transmitem noi. Să se lucreze pe calculator. Da, dar sunt puțini care... Sunt puțini. Deci depinde acum. Depinde. Dacă un nou legitimat, da, o poză, un buletin, o copie după buletin, da, sau copie după certificatul de naștere în cazul în care este sub 14 ani și o adeverință medicală. Da? Un acord, o legitimare, da, o cerere de legitimare. Da? Prin care dacă copilul, să zic, jucătorul este minor, și de acordul și părintele că... Care e în jos o pagină. Exact. După care, transferul obișnuit, acordul de transfer la jucătorii amatori, contract la cei profesioniști. În mare, hârtiile nu sunt, să zic așa, un mare impediment, să zic așa, dar... Și nici complicate, dar uite, de puține zile... Te lovești. Însă ce și am văzut că deja foarte multe... Tu te lovești de câteva zi și mă lovești de câțiva ani. Aceeași probleme și... Foarte multe... Ideea care-i, cel puțin pentru Liga 5-a și a 6-a, sincer acum, eu, sunt mulți, de exemplu, cei vin de la Gurahonț, vin de la Sebiș. E foarte greu să-i zic, băi, nu e bun transferul ăsta, da? Du-te înapoi, fă-l, iar din nou semnătura. Încercăm să realizăm aici ca să nu împovărăm. Da, nu e ușor să mai fac un drum exact, de la... Exact, totuși mai... e un drum, sunt niște bani aruncați, mai bine îl folosesc la fotbal. Deja la Liga 4-a e altă discuție, pentru că ei toți jucătorii trebuie incluși în... Da, în Football Connect. Bun, noi încercăm să introducem toți jucătorii, din punctul meu de vedere, primul să introducem, să fie introduși toți juniorii, cel puțin de la vârsta de sub 19 ani. Pentru că de acolo deja pornim spre altă discuție, să zic ce o să vorbim noi astăzi. Deci, ușor trecem la platforma Football Connect. Uh-huh. Spune-ne ce e platforma asta și când a apărut ea. Bun. Primul contact cu Adi Lucaci, când mi-a propus să colaborare cu AJF, a fost tot așa pe tema asta, venind... Am discutat și a zis, uite, Marius, există un program nou care vrea să se implementeze în țară, da? Se numește Football Connect, hai ajută-mă, trebuie băgați niște jucători, hai să vedem despre ce e vorba. S-a trăgânat destul de mulți ani toată povestea asta, în sensul în care, deci pe lângă a face carduri și așa mai departe. Platforma asta, Football Connect, a fost ideea lui Adi Lucaci spre federație? Asta vreau să ajung la chestia asta. Programul pe care îl folosim noi acum și scoatem carduri și avem toată baza de date formată deja a jucătorilor, da? Avem foarte mulți jucători în baza de date, undeva începând din 2013 am găsit ceva jucători cu numărul 3, cardul numărul 1 nu există, există numărul 3, dar nu mai aduc aminte jucătorul. Așa. Platforma asta a fost...
cum să zic, a fost cerută și de federație, inițial. Și chiar Fotbalul Connect a fost făcut, inițial a fost făcut după platforma noastră. A, platforma noastră e incipientă, e mai așa, de mediu, să zic așa, față de ceea ce acum este, ce reprezintă Fotbal Connect în momentul de față, care, oricum, din punctul meu de vedere, merge undeva la, la 40%, să zic, din ceea ce poate să facă el. Adică, lăsând la o parte că facem niște se pot face niște transferuri, da? Dar se pot face delegări, se pot vize, adică stau într-un fotoliu și pot să fac minune, adică pot să managementul fac numai din calculator. Deci, ca să înțeleagă toată lumea, platforma asta e un fel de manager al fotbalului. Da. Sau o bancă de date cu toți, o bancă cu de date toți jucătorii, da, corect, care corect, activează, corect, care sunt activi, care, sau care nu sunt activi. Na, poate da, corect. El rămâne în... Cei neactivi se ascund. Deci ei nu mai sunt vizibili efectiv în program. Deci dispar, se bagă într-o bază altă, altundeva. Se bagă automat așa. Dacă nu mai... Se ascund, dacă nu. Dacă nu activează 2-3 ani. Doar dacă îi activezi tu prin introducerea CNP-ului. Deci e o platformă care ajută și probabil în viitor va elimina mult din documentația care se face acum la transferul, la legitimări. Da, da, da. Din cel puțin. Țogărie. Cel puțin, da. La carduri, de exemplu, suntem în focuri cu cardurile și așa mai departe. Alea nu se va realiza din acest program. Pentru că nici federația și federația folosesc, ei, din ce am înțeles, vor să folosească și cardul la Liga 3-a, dar nu știu sigur acum. Și am început Nu știu, sigur. Noi cu cardurile am început de foarte mult timp, chiar dacă mulți au fost reticenți. Na, chiar ieri, la tragerea la sorți, vorbeam de Fotbal Connect și ai văzut anumite persoane, au fost foarte reticenți când am început să povestesc puțin sau să le transmit de Fotbal Connect mai adânc, au fost, nu. Da. Se așează, așa au fost și cu cardurile, când Adi Luca ce-a introdus cu cardurile și... Le-ai pomenit de foarte multe ori, Dumnezeu să-l odinească în da, place, pentru dar... că, vorbim sincer, au fost așa, nu că neapărat un mentor, dar mă ghid pe partea asta, să zic așa, m-a ghidat foarte mult. Am învățat foarte mult de la el, cu el am început, de aia zic, pentru mine a fost așa o legătură mai strânsă. Ai o estimare, așa poți să ne spui, de când platforma asta va deveni sau... De când toate de la ce dată începând toate echipele vor trebui să acceseze platforma să bage jucătorii? Deci, din punctul meu de vedere, de ieri. Din punctul meu de vedere. Nu este o limită, dată limită deci, obligatorie. Adică de la data de încolo toată lumea trebuie să... De anul trecut, Federația Română a impus ca cel puțin echipele de Liga 4 să aibă introdus 15 jucători în Fotbal Connect. Minim. Cei care nu aveau, adică AJF-urile care nu aveau introduse, cel puțin la echipele de Liga 4, cum ar veni, 15 jucători, nu puteau să participe la baraj. Aveau interdicția de a participa la baraj. Nu a fost doar un e-mail sau o înștiințare pe WhatsApp și așa mai departe, este scris în regulament. Da. Spunea ieri la ședința cu Liga 4 ceva de, legat de junior și de o sumă care le... Da, la cel puțin și juniorii, dar și de ce spun juniorii? Cel puțin pe partea de jucătorii profesioniști, da? Care devin profesioniști. Da? Există taxa de solidaritate. Ea exista și în trecut. Dar acum s-a pus accentul foarte mult. Și acum pârghia cea mai bună e Fotbal Connect. Da? Pentru că ce se urmărește prin Fotbal Connect? Să aibă un istoric. Da? Iubescu, da? Să aibă istoricul tot unde de la 5 ani. Da? Până la 25 de ani, tot parcursul lui, da? Cu toate actele introduse, da? Cu toate contractele, cu absolut tot. Începând de la bani, sume, salarii, în funcție de acestea, ca să poată să urmărească, să fie corect cu această taxă de solidaritate care e impusă de FIFA și așa mai departe, da? Care este de 5% pentru toate echipele care formează, se împarte la toate echipele care ajută la formarea jucătorului. Deci, introduci un junior exact. La 5 ani și peste 10-15 ani, exact. Dacă ajunge la un club serios, exact. Clubul respectiv, exact. Primul club exact. Sau, exact. Sau mai multe cluburi. Nu, toți care au participat la formarea lui, primesc o sumă de bani, da, corect. Aștia 5%. Da, da, da. Pentru cluburile mici, da, asta zic, că mulți zic, peste 10 ani poate nici nu mai există clubul sau așa mai departe. Într-adevăr, bani ajung la AJF-uri, FRF-uri și așa mai departe. În cazul în care clubul nu mai există, dar se întâmplă ca să poată să fie, de exemplu, în cazul, de exemplu, chiar citeam
cazul lui Moldovan, care s-a dus la Atletico, dar trebuie să primească și Rapidul parte din suma respectivă. Acum, da, depinde de... Bun. Care sunt demersurile pe care un club de fotbal trebuie să le facă pentru a avea acces la platformă? Să aibă CIS. Certificat de identificare sportivă. Foarte simplu. De acolo pornește. Odată ce au avut, este afiliat, ai băcis, afiliat la Asociația Județeană de Fotbal, da? Arad, el în momentul respectiv e băcat în Fotbal Connect. El poate să-și introducă toți jucătorii și mai departe. Trebuie să aibă neapărat cunoștințe de IT în persoana respectivă sau să aibă minime cunoștințe de calculator? De introducere niște date. Să zic, dau un exemplu, în prima fază. În prima fază de introduce niște date. Un nume, un prenume. Deci nu e o, să zic așa, o mare filozofie, să zic așa. După care urmează greu. Să zic așa. Na bun, hai să ai cunoștință de regulament. Hai, arată-ne cât de greu sau de ușor e să bun. Accesăm platforma asta. Nu, deci ca și idee e foarte, adică foarte simplu. E, trebuie introdus niște date pe care, na, trebuie să fie cât de cât, adică cât de cât. Trebuie să fie corect în primul și primul rând. Așa. Eu pot să vă arăt și după aia o să... Iau așa pas cu pas să fie cât mai pe înțeles o fie okay. Dacă... Ok. De exemplu, da? Eu am intrat direct, e o asociație aiure, sportivă, clubul de fotbal, chiar nu contează. Avem posibilitatea, de exemplu, și numărul de pașaport pentru cetățenii străini, să zic, pentru jucătorii străini, cât și cei români, da? Așa, de exemplu... Scuze-mă, da. Să mai fac o precizare înainte de a începe. Marele avantaj al acestei platforme e faptul că orice club poate să vadă datele lor personale, în primul și în primul rând. Da. Și poate să aibă drept de vizualizare să vedem, să zicem, caută un jucător. Da, are. Dar poate să vadă, de exemplu, în ce stare există jucător. Adică mă refer la faptul că este amator sau profesionist. Da? Sau i s-a terminat contractul. Da? În diferite. Sau nu există în baza de date, de exemplu. Dau un exemplu, că nu există. Da. Asta înseamnă că, na, AJF-ul trebuie să bage cât mai mult. Așa. Bun. Da? Ok. Vezi, legitimare inițială, da? Care e un jucător nou, care n-a mai jucat fotbal niciodată, putem să-l facem amator sau profesionist. Da? El se vede aici foarte clar. Mutăm. Bun. Nu mă opresc puțin din imagine, în sensul în care, de exemplu, acum ce se vede pe ecran, de exemplu, avem ITC-ul. Da? ITC-ul e foarte important. Am zis că, cum ți-am zis, e foarte simplu să bagi niște date, dar trebuie ținut cont de niște elemente care sunt foarte importante și țin de regulament. ITC-ul e transferul internațional pe care putem să-l cerem sau, cum să zic, sau la un jucător străin, îl cerem, că trebuie să-l cerem să verificăm cel puțin dacă a mai jucat undeva, da? Țară, în Franța, Germania și așa mai departe, sau el știm că a jucat acolo, respectiv în federația engleză, italiană și așa mai departe, și atunci îi cerem transferul. Noi îi cerem transferul ca și amator tot timpul. Da? Da. Așa. Mai o chestie aici, ce trebuie să avem în vedere și chiar și înainte de a băga în Football Connect, un nou jucător, de exemplu, e important buletin, unde s-a născut. Da? De exemplu, dau un exemplu, sunt cazuri în care există jucători, care și știu din Arad, din fotbalul nostru, care s-au născut în Atena, de exemplu. Da? Da, mai ales copiii ăștia care sunt tineri. Acum... Sunt foarte mulți. Da. Sunt foarte mulți. Și născuți în diferite Germania, Spania, Italia, exact. Și atunci noi trebuie să cerem la federație să verifice, da, la federația respectivă, dacă el a mai jucat în altă parte sau nu. Pentru că sunt foarte multe cazuri și aici ne ajută foarte mult Football Connect, că ne arată dacă el, de exemplu, în momentul de față mai joacă în altă parte. Se poate. Am avut pauza asta. Dar el poate a plecat în Germania și joacă acolo. Ne fiind băgat în Football Connect, cei de acolo nu-l găsesc. Și îl joacă ca și amator și îl înregistrează și îi dau un contract. De el e legitimat și în țară. Da. Se întâmplă cazurile astea. Și invers. O jucat pe acolo și... Invers. Și invers la fel. Și atunci se pot produce niște litigii acolo care nu sunt de bun augur nici pentru club, nici pentru clubul nostru, să zic, sau pentru clubul din România, nici pentru clubul respectiv. Deci, Football Connect poate să facă, să aerisească puțin din această problemă.
iar un scop benefic, să zic așa, pentru că tot timpul când, de exemplu, toate vedem acum ce facem, da? El ajunge în momentul de față, o să ajungă la mine și o să vă arăt și chestia asta, o să ajungă la mine și eu când înainte să-l validez respectivul jucător, mi-e mai apare tot istoricul, mi-e apare imediat că el joacă în Germania, la acea echipă, de când e, tot. Pentru că tot acest program este legat cu FIFA, punct. De-aia am zis, se bagă ITC-ul, da, la jucătorii străini, dar și la jucătorii care au federațiile, de exemplu, la care aparțin, na? Na, așa, aici se trec numele de club la care aparținut și așa mai departe. Trebuie să trece și un puțin mai repede. Acum e un slide în care se prezintă foarte bine ceea ce trebuie scris și mai amănunțit. Ok, o să dau puțin mai departe, ok. Ok, trecem la datele de identificare, de exemplu, da? Avem nevoie de poză, care este foarte simplu de pus, dai un click pe spațiu în care este poza, se atașează poza direct. Nume, prenume, da? Numele, tot timpul am avut discuțiile astea, că noi la început puneam cu litere mari, ne-au certat, ne-au respins cei de la federație cel puțin un an până în început noi să ne mișcăm și așa să băgăm corect, da? Trebuie fără liniuță, prima literă mare, restul litere mici, foarte important chestia asta, da? Pentru asta se respinge și eu resping tot pentru că așa ai făcut programul respectiv. Deci dacă are două prenume, nu pui liniuță. Chiar dacă certificatul de naștere, să zicem... Cum îi pun, de exemplu, cum Ionescu Popescu, da? Sau Mihai Marius, dar fără liniuță. Da, nu se pune pentru că nu... Și litera mare doar prima literă. Exact. Asta e foarte important, pentru că se respinge și tot timpul încerc să le transmit și afiliațiilor cu care... Să știți că am avut cereri și la Liga 5, chiar și la Liga 6, ca să pot să bage... Ei m-au sunat fără să încă să vorbesc eu cu ei concret, pentru că încă le fac, de exemplu, pentru ei, le fac eu. Bun, așa. Bun, se trece țara de la care provine, da, general România, dar dacă este străin, tot așa. Chiar azi m-a întrebat cineva pentru un canadian sau ceva de genul, care cetățenie canadiană să poată să joace aici. Da. Trebuie trimis la federație, văzut, exact. E destul de tânăr. Așa, țara de naștere, da? Sunt date imediat după țara de naștere, aici trebuie trecut județul de naștere și localitatea de naștere, ceea ce e foarte ok pentru programul ăsta. Efectiv, dacă greșești, te blochează. Deci nu te lasă să mergi mai departe, nu te lasă să persiști în greșeală. Bun, și cum știu eu în ce județ sau ce... Ai datele, de aia le primești. Ai transferul, ai buletinul, ai fișa. Ah, ok. Ai toate datele, lucrezi cu toate respective. Transferul și contractul scanat, da, înainte doar în PDF, nu în altfel, JPG sau PNG. Așa, adresa, datele de contact. Datele de contact sunt opționale. Telefon, serviciu, e-mail sunt opționale. Deci nu trebuie neapărat, dar adresa e importantă. Adresa, da? Adresa lui personală. Adresa personală jucătorului. Exact, da? Ok. Da, după care mergi mai departe. Să vezi, asta e o parte destul de simplă. Să zic așa, simplă. Există posibilitatea ca cam oricine poate să facă chestia asta, să zic așa, care știe cât de cât cu un calculator. Da, am încercat câțiva să facă pe telefon, dar nu recomand, nu-i făcut chiar pentru telefon, programul ăsta încă nu-i făcut să aibă așa, cel mai bine pe un calculator, un laptop, da, e cel mai indicat. Bun, am trecut aici la contract, la imagine, aici se introduce numărul de contract al clubului și o să spun de ce. Deci numărul de contract care îl dă clubul. Nu AJF-ul, nu FRF-ul, ci doar numărul de contact al clubului. În funcție de numărul, de data în care este dat acel număr, da? Se contorizează numărul de zile de la data înregistrării la club, că așa scrie aici. Da? De acest an s-a introdus ca să fie, da, și anul trecut a fost, dar a fost 15 zile calendaristice, de acest an s-a mărit și s-a făcut 15 zile lucrătoare, adică s-a mărit. S-a modificat, s-a făcut 15 zile lucrătoare. În a 16-a zi, contractul nu mai este valabil. De la data înregistrării la club. Da? De la data înregistrării la AJF sau la FRF. Da? Să fie diferență de 15 zile. Ok. Bun. Iar atunci mergem mai departe. Numărul de contract, cum am zis, data...
Bun, începerea contract. Data de începere a contract, de când începe contractul până când se sfârșește. 2026-2025 și așa mai departe. Da? Upload contract, încărcăm contractul, avem salariul net, da? Îi trebuie scris salariul net. Și asta este foarte important. Da? Trebuie, deci, cu un contract trebuie să aibă sume. Deci nu poate să ajungă la AJF fără... Ai vreo sumă minimă așa care... Acum, în funcție de club, pe noi, cum să zic, pe noi nu ne deranjează faptul că e trecut 100 de lei sau 200 de lei sau 2000 sau... Dar să fie cea corectă. Mm. În sensul în care, pentru că este un contract de activitate sportivă pentru care se plătește 10% la finanțe. Întreabă și finanțele după aia de... Exact. Și acolo ei trebuie să aibă grijă. Acum, datoria noastră e să... Cum să zic, să le spunem cât mai corect informația. Cum ai mai departe ce fac? Și cum îi plătesc, da. Asta e deja, își asumă, să zic așa, da? Bun. Mai avem avizul medical, de exemplu, aici nu, noi la nivelul nostru nu îl trecem. Acum, nu știu să vă spun acum la Liga 1 și așa mai departe, pentru că noi nu facem la Liga 1, că ei fac ori la Ligă, de exemplu, sau la Federație și înregistrează jucătorii. Mai sunt elemente, de exemplu, acte adiționale care se pot introduce de prelungire sume sau prelungire perioadă, modificări de sume, diverse, cum se vede acum. Și ele trebuie încărcate și actele alea, nu? Da, orice act, cum am zis și ITC-ul, de exemplu, ăla se va fi încărcat. Adică de multe ori, de exemplu, am mai avut un caz, am un jucător care e trecut peste 30 de ani, de exemplu, dar am găsit că a jucat în Germania, da? Am vrut să-l băgăm acum, un jucător care s-a reactivat, în fine. Și nu am găsit ITC-ul. Nu știu. S-a cerut? Sau nu s-a cerut? Pentru că nu a fost introdus. Da? Aici. Dacă era introdus, mă uitam, era prezent, nu mai aveam nicio problemă și nu mai puteam să nu cerem pentru jucătorul respectiv. Da? Ca să identificăm, să vedem, mai are contract cu echipa din Germania sau nu mai are. Sau se poate legitima la noi sau nu se poate. Așa trebuie manual oarecum cerut. Da, da. E pe mail, se cere, primești un răspuns. Dacă în 30 de zile nu primești un răspuns, se face amator direct. Deci nu mai e. Deci ai timp de 30 de zile, dar trebuie să faci în perioada de transferul. Deci nu poți să faci... Oricând. Oricând. Da. Se termina perioada de transferul. Cea mai mare problematică e în perioada de transferuri din iarnă, că este foarte scurtă. Da? Și cel puțin anul trecut a fost undeva la 3 săptămâni și echipele n-au avut timp. Adică pentru perioada de transferuri care ne-a dat-o federația, ca să putem să facem. Noi am avut o perioadă mai lungă, că am început mai târziu. Da? Dar perioada scurtă de dată de federație, puteai numai în perioada respectivă. Noi am cerut, chiar am vorbit cu colegii de la competiții de la federație și nu... Au zis, bă, asta e perioada, nu putem să o plângim nici în comitetul executiv, nici cum, asta e, pac, lăsăm așa... Ok. Veneau foarte mulți după aia, pentru că am avut vreo lună de zile în care și-am găsit jucători și crede-mă că au stat pe bancă. Au fost făcuți, crede-mă. Da? Și dacă mai avem timp, o să-ți povestesc și niște cazuri așa amănunte legate și de fotbal, cu cum am indiferent și cum au stat pe bancă. Bun. Așa. Bun. Am trecut, de exemplu, act adițional, de exemplu, diferite cazuri și așa mai departe. Ok. Avem, putem să deschidem oricâte locuri ca să putem, așa, bun, acum numai, ok, vreau să opresc aici la data legitimării în trecut, de exemplu, aici de foarte multe ori mă întreabă ce să treacă la data legitimării în trecut, cel puțin la un jucător nou introdus, dacă îl introduc, să zic, astăzi, da, dar el s-a legitimat acum 2 ani de zile sau 3 ani de zile, cum se va întâmpla, pentru că o să încercăm să băgăm toți jucătorii 2009, 2010, 2012, să facem o bază de dată foarte, foarte puternică, la cel puțin la partea de juniorat, da? Trebuie să trecem data legitimării în trecut, adică să trecem când a fost data care a fost înregistrată prima dată. Da? Ok. Bun, aici se vede tot. Ok. Și după care se trimite spre validare. Asta înseamnă că se trimite la AJF. Da? Ceva de genul. Restul, toate, să zic așa, eu le numesc cartele, să zic așa, da, cu solicitare de legitimare inițială, le are clubul, da, le are în chenarul de solicitare de legitimare, în care poate să se vadă tot ce a făcut el și care-i...
Și dacă nu le are clubul, bine. Nu, le are automat odată ce le-a introdus. Da? Se vede și transferul de cedent, transferul cesionar, deci absolut tot. Da? Și după care își vede jucătorii și tot ce înseamnă, că asta am vrut să zic, tot ce înseamnă istoricul lui. Și aia e foarte important. Bun. O chestie foarte simplă și care am avut, să zic așa, discuții și care doar de anul trecut pentru cei de Liga 4 s-a impus, a fost viza anuală și viza medicală. Da? Viza medicală, am cerut cel puțin la Liga 4, la Liga 5 și a 6 nu să cerem, la Liga 4, atunci când se duc la medicina sportivă, au nevoie de un tabel care să fie semnat și ștampilat de către medicul sportiv, care se va duce la JF și va fi introdus în Football Connect. Da? Tot timpul să fie acolo prezent ca să știm exact jucătorii care sunt vizați. Da? În cazul în care primește viză temporară, că există cazuri, primește pe o lună de zile și mai departe, în care, da, din diverse motive, poate medicale, poate așa, se va introduce și de fiecare dată când vine cu tabelul respectiv sau cu numele respectiv, va fi introdus în Football Connect. La viza anuală, asta se face la început de an, cum poate știi, acum tu n-ai prins vizele și o să vezi nebunia de început din ianuarie, februarie, când începem. Așa, vizele anuale trebuie introduse manual, adică fiecare club, da, prin Football Connect, îți vizați și aici. Da? Poate o să reușim în câțiva ani să nu mai vizăm fizic aici, manual, scriptic și așa mai departe, să vedem direct în Football Connect. Și atunci să mai eliberăm din muncă, să zic așa. Da? Bun, dacă ceea ce... adică eu mi-am dorit, să zic, de când a fost Football Connect și am început să băgăm și așa mai departe, mi-aș fi dorit, de exemplu, da, orice echipă, da, fiind la, nu știu, la... Ia Gura Honț, că poate cea mai departe, sau nu știu, zic așa, Hălmagiu, da? Sau zic așa, sau, nu știu, Viitorul Arad, sau oricare dintre. Să stea acasă și să facă transferul de acasă. E greu, că trebuie puțin organizat. Da? Fără să dea numere, și spun de ce, fără să vină la JF să dea numere, pentru că, de exemplu, Football Connect îți dă un număr de registru, are un registru electronic, da? Eu am, cum să zic, nu dublăm noi ceea ce facem, că noi mergem pe metoda, să zic așa, veche. Cei de la federație, dacă înregistrează la federație, eu nu mai folosesc script. Am un registru frumos, da? În care am toate numerele, frumos. Nu mai, efectiv pe calculator. Nu mai scriem nimic. Nu. De aia ei cer, de exemplu, zice, trimitem la echipele, să zic, de Liga 3, trimitem fără să fie înregistrat. Trimitem, ei se duc doar să ducă foile în original, da, ca să le păsteze acolo, că unde e înregistrat jucător, acolo trebuie să existe și fișă și buletin, copie de buletin și așa mai departe. Noi, de exemplu, de jucătorii de la Liga 3, acum ar fi, de exemplu, dau un exemplu, Socodor sau Ineu, noi acum trebuie să facem rost, să cerem să facem o urtie la Federația Română, să ne trimită toate dosarele și așa mai departe, da? Noi, de exemplu, Socotora au făcut foarte multe la, sau Ineu, sau așa mai departe, au făcut transferul la federație, pe care noi nu le avem. Noi trebuie să le avem. În mod, adică, acum, fiind revenit la noi, când trebuie să le avem. Pe Liga 4. Exact. Mm-hmm. Așa. Na. Și cam, deci, vizele medicale, vizele anuale, care sunt foarte importante. Deci, vizele anuale, într-adevăr, anul ăsta... Da, anul acesta l-am făcut eu, da? Și chiar am reușit să ne întâlnim sau să mă întâlnesc, să zic așa, cu câțiva dintre conducători delegați și așa mai departe, care se ocupă de pe partea de Football Connect. Am reușit să mă întâlnesc cu ei, să facem împreună și să vadă și ei. Încet, încet, eu zic că o să fie ok, zic, pe partea aceasta. E foarte important. Lăsând la o parte asta, și eu am fost la fel de reticent până am văzut despre ce vorba. Și într-adevăr, e o muncă în plus ceea ce facem noi. Da? Pentru că noi băgăm de două ori datele jucătorilor. Băgăm și în platforma Football Connect, dar băgăm și în platforma noastră, în baza de date, ca să existe, ca să putem să le identificăm, da? Și ca să putem să-i scoatem cardul. Bine, e dificil, dar așa să spun, probabil că în viitorul, și să sperăm că nu foarte îndepărtat, le vom uni cumva și atunci nu vom mai lucra pe două fronturi. Bine, pentru, de exemplu, pentru mine, cum am început, pentru mine a fost destul de simplu, pentru că seamănă foarte mult, cum am zis. Adi Lucaș a încercat să chiar să vândă produsul respectiv, da? Să vândă acest. Dar, na, a fost altcineva care a avut o idee mai bună și mai compatibilă cu
federație, să zic, pe programul respectiv. Dar, în fine, e mult peste ceea ce avem noi acum, în modul cel mai sincer. Ceea ce e Football Connect e mult ce avem noi. E peste. Marius, cred că a fost așa, ai fost destul de explicit în... Mai o întrebare care probabil cu asta trebuia să plecăm. Trebuie să-și creeze un ID persoana respectivă? Nu, îl crez eu. Un cont. Deci, crez eu. Tu creezi un cont al lui? Doar o adresă de mail. Ei, în general, sunt creați automat. Da? Mm-hmm. Dar dacă, cum să zic, acum, cel puțin la echipele de Liga 4, le-am creat un ID cu adresa lor de mail. Cred că și tu ai avut, când ai fost la Mândruloc, ți-am făcut și ție la un moment dat și ți-ai trimis adresa de mail și doar atât, un număr de telefon și o adresă de mail, eu îi transmit, făcut deja cu o parolă setată de mine, dacă are așa, dar el o pot să schimbe oricând, deci nu trebuie să rămână la fel. Asta urma să te întreb, că eu figurez acum la Mândruloc în Football Connect. Da. Se poate schimba persoana cu datele... Da. Asta administrăm noi, deci pe partea... Eu administrez, pot să zic eu chestia asta, administrez doar tot ce înseamnă, toate echipele din județul ăla. Deci tot din județul ăla. N-am... Da. Conexiune în alt județ, că mai m-a întrebat că pot să mă uit să văd la Oradea, la nu știu ce echipă, zic, nu pot, că dacă mai are contract, n-am cum, zic. Noi mai rad. Doar pe rad. Da, să sperăm că din ce în ce mai multe cluburi își vor introduce. Bun, în concluzie, deci un jucător e foarte ușor de introdus. Doar să știi puțin regulament, da? Să știi cum să-l introduci. Amator, profesionist, da? Ok? Ca să poți să discuți, cum să zic, eu sunt la Păuliș, dacă tot am fost, tu ești la Mândruloc, da, vreau un jucător de la Mândruloc și spune lui, trimite mie, uite, vreau să ți-l iau definitiv, am semnat cu tine, trimite-mi și mie el pe Football Connect, ok? Zic, pune-l temporar la Păuliș și mi-l pune din data de 30.06.2024, să zic, dau un exemplu, mi-l trimite direct. A ajuns la mine, îmi încarc eu documentele și îl trimit la AJF, FRF, în care mi-l validează. Scurt, se poate întâmpla în 3-4 minute se întâmplă toată chestia asta. Și e transferat, nu are nicio problemă. Doamne ajută să ajungem la faza aia. Eu așa aș vrea, în sensul în care să nu mai ajungă contractul sau transferul la AJF, da? Și doar că aia. Pentru că avem registrul acel electronic, doar să se facă între noi, au ajuns la mine, eu îl validez până la urmă, tot AJF-ul validează sau îl resping că nu e ok, da? Dar să meargă treburile foarte simplu și adică să stăm acasă toți în fotoliu și să lucrăm de la calculator. Exact. Bine. Cupa Satelor la seniori, ediția a 6-a, competiție organizată de către Asociația Județeană de Fotbal în colaborare cu Consiliul Județean Arad și a disputat faza finală. Sâmbătă la Boxig, campioana Satelor a devenit echipa din Nădab, în dispută cu echipele din Olar, Cermei și Șepreuș. A fost un spectacol agreabil. Echipa din Nădab câștigă pentru a treia oară această competiție. Marius, îți mulțumesc pentru participarea la emisiune. Sper că a fost așa un fel de lecție deschisă pentru Football Connect. Să știi că mai Connect. Și... Să știi că mai aveam mult mai mult să... Adică în sensul care puteam să stăm de vorbă mult și bine. Da, avem timp limitat, dar totuși... Știu. Chestiile inițiale... Cred că au fost atinse și de aici poate să plece. Și eu mi-am dorit cumva să ajungă cât mai mult. Adică ideea în sine a Football Connect să vadă puțin. Poate capacităm și pe alții să facă. Da, sigur. Mulțumesc, Marius. Mulțumesc și eu. Stimați telespectatori, vă mulțumim că ne-ați urmărit și în această seară. Până la emisiunea viitoare, vă spunem seară bună tuturor.